Avem aici trei cepi mai mici și un morcov pe care le vom toca mărunt. Aici avem carne de porc pe care o vom toca și pe ea. Dă-te mai încolo. Oprește. Ce arăți? Arată aici cum tot carnea. Arată carnea. Tot. Nu te mai puțin. Ei, nu te mai besăim. Alex.
Aici am pus o cratiță la foc în care voi căli carnea. Începem să adăugăm carnea. Lăsăm să se călească cu capac. O să adăugăm puțin ulei. Pentru că pilaful trebuie să fie gras, altfel nu are gust bun. Ca să se prăjească carnea. Carnea s-a călit și adăugăm ceapa și morcovul. Ceapa s-a călit și ea. Și
Îi adăugăm și piper. Și lăsăm să fiarbă, să dea în fiert. Vom adăuga și niște condiment, secretul gustului de la magia meu. Am aici orezul. După ce carnea a fiert, am aici aproximativ 1 cană de orez de 250 de mililitri. Pe care o voi adăuga. Și voi lăsa să fiarbă la foc mic. Am și niște pătrunjel congelat. Și voi lăsa să fiarbă.